Doar pentru că avea președintele. S-a rupt și convenția și alianța, da, o să rupă președintele și coaliția asta. Asta e. Dar și colegii ai dumneavoastră au spus. Precedent. Constantin Niță spunea chiar ieri că sunt atacuri fără precedent din partea PDL la adresa PSD. Da, pentru că de câte ori președintele spune ceva, după aceea spun și cei de la PD. Dar eu zic că ar trebui să ne ocupăm de necazurile de acum, că sunt o mulțime. Inclusiv reducerea aceea cu 20% este un necaz care nu, aia e o nebunie. Aia e o nebunie să spui la 200-300 de mii de oameni că îi arunci peste bord, asta se face pe mare, nu într-o țară normală. Dar chiar și colegii ai dumneavoastră vorbeau despre ruperea coaliției. La PDL spun și ei ce a spus președintele. Ce vreți, să-l contrazic? Ați văzut pe vreunul să facă chestia asta? Dar eu vă spun... Păi bun, și dacă aruncăm... vor merge în continuare pe ideea asta, ce veți face? Asta e întrebarea. Noi ne facem treaba, ei fac. Ce li se spune? Domnul Ponta, vreau să vă întreb și eu ceva. Și colegii ai dumneavoastră vorbeau despre ruperea coaliției, nu numai Traian Băsescu. Da, domnul Dragnea. Întrebarea este, noi am vrut să guvernăm până la alegerile prezidențiale, că se știa că nu se poate mai mult. Doar că e foarte greu, dacă vor și ei, dacă nu, cu forța nu se va putea. Dar astăzi vor fi niște condiții puse de către PSD? Nu vreți să mă lăsați să vorbim întâi și după aceea să vă anunțăm? Că mă întrebați ce va fi peste un timp, nu sunt prezicător de felul meu. Presupun că un plan aveți totuși. Eu, da.